Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul descentralizării, dar nu a mai inclus porturile și nici plajele. Mutarea porturilor de la centru la nivel local sau județean s-a încercat la fiecare schimbare de guvern, spune conducerea APDF Giurgiu. S-a încercat fără ca cineva să se gândească că se pun în pericol proiectele de dezvoltare pe care compania le derulează de peste 10 ani. Eu cred că porturile, într-un final, vor trebui să treacă la consilii locale sau la consilii regionale. Dar numai după ce România, porturile fluviale, au o infrastructură pusă la punct, au un curent de marfă, au marfă pe care să le facă aceste porturi să fie viabile. Dănuț Ofițeru a dat ca exemplu autoritățile din Galați, care s-au declarat împotriva preluării porturilor. Vreau să vă spun un lucru. Portul Galați, în momentul de față, este unul dintre cele mai puternice porturi ale Dunării. Atât președintele Consiliului Județean, care este PSD, cât și primarul municipiului Galați, care este PNL, au fost împotriva preluării porturilor. Oare de ce? Pentru că sunt mai cerebrali. Pentru că știu ce înseamnă întreținerea unui port. În viziunea conducerii APDF Giurgiu, problema nu o reprezintă investiția, ci menținerea infrastructurii, asigurarea permanentă a serviciilor.